Seria Assassin's Creed joacă un rol destul de important între numeroasele lansări anuale hipermarketate și a găsit un loc în multe case și a reușit să se transforme într-o franciză respectată. A dat publicului personaje fantastice, memorabile, a reinventat istoria, iar publicul l-a mâncat pe pâine, până la Black Flag, când aceleași mecanici, într-o altă formă, au ajuns să îndepărteze mulți fani. Și pe bună dreptate, sistemul de luptă și multe dintre mecanicile de joc, până la Origins, au mai multe în comun cu jocurile de la începutul generației trecute de console. Simplist, robust, făcut pentru a apăsa un singur buton și a rezolva problema. Iar asta la final s-a văzut în vânzări, dar mai ales în online. Fanii s-au plâns și s-au adresat direct studioului cerând o schimbare. Bine în trecut, schimbări au mai fost efectuate, unele în beneficiul seriei, precum luptele navale, altele nu atât de fericite, precum exercițiul de mobile numit Tower Defense Mode. S-au făcut greșeli, mai mult ca sigur s-a învățat din ele. Asta pentru că Assassin's Creed Origins este prima evoluție a seriei de până acum. The Order will tear our Egypt apart! What will you do, Magi? Fanii înrăiți ar putea să găsească o schemă nouă de interacțiune cu mediul înconjurător, multe dintre mecanicile tradiționale fiind îndepărtate și înlocuite cu un gameplay ce aduce Assassin's Creed în acest secol. În această manieră, Origins resetează franciza, introducând nu doar o poveste a rădăcinilor, frăției asasinilor, dar într-un final reușește să aducă pe ecrane un personaj principal pe care nu-ți vine să-l strângi de gât. Dacă până acum povestea era mai mult sau mai puțin scrisă după un anumit calapod, gen copilărie învăluită în mister, cineva moare, personajul jură răzbunare, Hodorong Tronky Assassin Aici lucrurile nu mai au un factor narrativ precedent pe care să se sprijine. Origins este povestea primului asasin și cum s-a format frăția. Bayek este cât se poate de autentic, pornind de la port până la convingeri, mulându-se perfect pe premisa poveștii și a cursului inevitabil. S-ar putea să găsim un nou alter aici, piperat și cu o poveste de dragoste, intuim noi, niște răsturnări de situație și, cel mai sigur, un final bombastic, eventual original. Cine știe? De partea gameplay-ului, schimbările s-ar putea să fie copleșitoare pentru mulți dintre jucătorii seriei AC. Cu toate că la E3 multe elemente au relevat faptul că AC Origins va fi un mix de alte mecanici adaptate din alte jocuri. În momentul în care interacționezi direct cu titlul, înțelegi cam cât de diferită este experiența. Eagle Visionul, un marker al seriei, a fost transformat și adaptat. Seamănă mai mult cu o mecanică de joc împrumutată din Far Cry decât cu ceea ce jocul oferea până acum. Îți marchezi inamicii, îi urmărești, îți aștepți momentul și lovești sau treci nevăzut mai departe. Perspectiva panoramică a câmpului de luptă ajută și și parcă acum nu mai taie din frumusețea peisajului. Are logică în contextul jocului, mai ales că merele Edenului și alte entități precum templierii nu sunt încă o realitate. Acum ai timp să te plimbi, să preiei questuri cu un flux narrativ bogat, cu toate că sunt acolo în teorie doar pentru a umple timpii de joc. Bine, până și plimbatul prin deșert pe spatele unei cămile s-ar putea să te fure, asta pentru că Ace Origins propune multe schimbări. Faptul că acum ai nu doar un căluț, ci o cămilă și un mistreț. Există acum un sistem de crafting în joc ce poate aduce diverse bucăți de armură sau arme unice. Lista este destul de lungă. Acesta este și unul dintre motivele pentru care jocul te poate fura cu orele, doar pentru a concepe acel set de armură perfect, fiind un punct de atracție pentru aceia dintre voi care doresc gear. Și vei avea nevoie de gear, pentru că jocul nu mai este atât de simplu. Aduce aminte mai mult de For Honor, introducând mecanici de dodge, heavy și normal attack și o tonă de alte elemente care schimbă complet felul în care abordezi o luptă. Dacă te mănâncă să te iei la trântă cu un NPC cu două sau trei nivele peste tine, ai șanse mari să măture cu tine pe jos. Mai mult, dacă nu vrei să-ți un fail, nu te băga într-o luptă cu mai mult de 4 inamici, pentru că nu ai sorți de izbândă, cu sau fără animal îmblânzit de companie. Asta pentru că acum poți îmblânzi și animalele sălbatice. Aici intră în ecuație și noul sistem de parcuri. personajul realizat de tine, putând să se axeze pe una dintre cele trei masterii și efectua diverse combinații între acestea pentru un rezultat diferit de al restului jucătorilor. Ăsta a fost probabil și cuvântul de ordine. Assassin's Creed Origins este diferit de tot ceea ce ai încercat până acum. Unic, dar o unicitate ce adună sub același cod mecanici din alte titluri, și o face strălucit. Nimic nu pare ne la locul lui, asta pentru că jocul se străduiește să ofere o poveste bună, dar și să salveze franciza de la o soartă groaznică, și anume coșul de discount. Sunt salturi colosale în direcția cea bună. Acum rămâne să vedem cum va arăta produsul final, ce surprize ne rezervă. Și nu în ultimul rând, dacă vom avea o portare de PC de toată jena, în dulcele stil Ubisoft. Totuși, recomandarea noastră, în cazul lui Assassin's Creed Origins, o reinventare din toate punctele de vedere, care promite să fie nu doar o piatră de temelie pentru Ubisoft, ci pentru întreaga serie. Succesul acestui joc poate schimba soarta întregii francize sau poate da naștere unui viitor Alter sau Ezio. Rămâne de văzut. <gărătări>